Hei, salut! Sunt Radu de la Vlog de IT și ți-am pregătit o serie foarte, foarte interesantă de videouri în care mă voi uita și voi analiza website-urile a 4 facultăți de informatică din România, probabil cele mai importante facultăți de acest tip din țară. Voi face această analiză bazându-mă pe 5 criterii foarte simple. Design, loading time, erori și optimizări, accesibilitatea informației și SEO. Dacă ești curios care facultate va câștiga, rămâi până la sfârșitul acestei serii și sper că acest lucru te va ajuta și pe tine să-ți alegi mai ușor facultatea la care vrei să mergi în continuare. Și am ajuns și la al 5-lea criteriu, care este partea de SEO. Aici mă voi uita la fiecare website la câteva criterii, dacă există un tag de title, dacă există alt pus pe imagini, dacă avem un sitemap și la domain authority și page authority din punct de vedere al SEO și al link building-ului. Bun, hai să începem cu facultatea din Timișoara, dăm un F12, mergem în zona de elements și căutăm aici title-ul. Da, observăm că avem un title, asta este bine. Să continuăm. Da, două secunde, că acesta este description. Da, avem și aici un title. Din nou, este foarte bine. Mergem la București în continuare, unde din nou avem un title. Din nou, lucru foarte bun. Hai să mergem și la Cluj, unde din nou avem un title, pentru că el este afișat și în aceste taburi. Deci, peste tot avem title. Da, există și aici un title, deci toate website-urile primesc o bulină verde. Bun, hai să ne uităm așa la pozele de pe homepage. Deci aici la această, două secunde se deschide, la această poză nu avem niciun alt. Asta e o problemă, hai să mergem mai departe. Aici, hai să ne uităm la pozele acestea. Din nou nu avem niciun alt pe aceste poze. Voi lua încă una, da? Altul este gol. Aici nu știu unde găsim poze, pentru că nu prea sunt poze. Uitați, avem broșura de prezentare. Hai să vedem dacă are alt. Aceasta are un alt. Lucru foarte, foarte bun. Asta e un punct în plus. E prima care are alt din aceste 3 universități. Hai să vedem la Cluj dacă avem un alt. Nu avem. Hai să ne uităm și la altă poză. Uite că aici avem, deci din nou e undeva între, la unele există, la unele nu. Deci aceste două website-uri, cel de la Cluj, cel de la București, au o bulină în plus. Ok, hai să trecem la partea de sitemap și aici voi adăuga la URL-ul de homepage/sitemap.xml ca să vedem dacă ne apare un sitemap. Acest sitemap e foarte util atunci când vrei să indexezi paginile tale în motorul de căutare Google și în alte motoare de căutare. Observăm că Universitatea din Timișoara nu are un sitemap. Asta nu e bine. Cea de la Iași are un sitemap. Lucru foarte bun. La București din nou nu avem sitemap și la Cluj avem sitemap, deci până acum Clujul a ieșit cel mai bine din toate chestiile astea. Bun, și în continuare ziceam că ne mai uităm la Page Authority și Domain Authority. Pentru asta va trebui să merg pe homepage-ul fiecărui website, să copiez adresa de homepage și să merg pe acest website unde poți verifica Domain Authority și Page Authority pentru diferite website-uri. Eu voi face asta doar pentru Universitatea din Timișoara acum, pentru că durează ceva timp ca să avem toate rezultatele, dar vă voi pune aici pe ecran un tabel cu aceste rezultate și apoi după ce le vedem pe toate, voi da și unele note. Observați, aici avem Page Authority. Avem 61.000 de linkuri, extraordinar de multe, și Domain Authority 49, 62.000 de linkuri, din nou foarte multe, stă destul de bine Universitatea din Timișoara. Va trebui să fac această chestie pentru toate celelalte website-uri și apoi să vă spun care ar fi notele la final. Ok, tocmai am făcut acest test pentru toate website-urile și de aici, după câte ați putut vedea, cei din Cluj au cel mai mare domain authority, foarte multe linkuri spre ei.
Așa că și datorită sitemap-ului și a tuturor celorlalte chestii, ei ar trebui să primească nota 9. Pe urmă avem cu nota 8 la egalitate oarecum Bucureștiul și Iașiul, dar la Iași scădem 2 puncte, deci avem un 6. Și nota 7 la Timișoara, pentru că nu are nici alt. Hai să ne mai uităm la încă o poză de aici, da? Nu are alt nici pe alte poze, nu are nici sitemap și Domain Authority-ul este cel mai mic dintre toate cele 4 website-uri. Deci ar urma să primească nota 7.